Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face o aplicație la cerc. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să-l ajutăm în realizarea unei planșe pentru ora de desen. El se gândește să deseneze, să coloreze planșa, care să conțină mai multe forme geometrice, în special cercuri. Pentru aceasta a încercat să se inspire de pe internet. Înainte de a se apuca de desen, Andrei face niște schițe. Desenează două cercuri. Un cerc de centru O și rază 9 cm și un cerc de centru Q și rază 5 cm. Cele două cercuri se intersectează în punctele A și B. La primul punct ni se cere să calculăm perimetrul triunghiului AOQ dacă distanța dintre punctele O și Q este de 11 cm. Deci, avem două cercuri, cerc de centru O și rază R mare, intersectat cu cercul de centru Q și rază R mic, intersecția celor două cercuri se realizează în punctele A și B. Asta înseamnă că punctul A și punctul B, cele două puncte, se află pe cercul de centru O și rază R, dar se vor afla și pe cercul de centru Q și rază R mic. Dacă se află pe cercul mare, înseamnă că segmentul OA, respectiv segmentul OB, sunt egale cu raza cercului. Dacă punctele A și B se află pe cercul de centru Q și rază R mic, atunci QA și QB sunt egale cu raza cercului mic. Să calculăm perimetrul triunghiului AOQ. Știm că perimetrul unui triunghi este egal cu suma lungimilor laturilor. Deci AO plus OQ plus AQ. AO este R mare, OQ e distanța dintre centrele celor două cercuri și AQ este R mic. Deci egal cu R mare este de 9 cm, OQ este de 11 cm, iar R mic este de 5 cm. Suma ne va da egală cu 25 de cm. Deci perimetrul triunghiului AOQ este egală cu 25 de cm. Să calculăm perimetrul triunghiului BOQ dacă distanța dintre punctele O și Q este de 6 cm. Deci perimetrul triunghiului BOQ este egal cu perimetrul unui triunghi este suma lungimilor laturilor, deci va fi egal cu BO plus OQ plus BQ. Am văzut că BO este egal cu R mare, e distanța dintre centrul cercului și punctul B de pe cercul mare. OQ este distanța dintre cele două centre, iar BQ este R mic, fiind distanța de la centrul cercului mic la un punct de pe cerc. R mare e de 9 cm, OQ de data aceasta este de 6 cm, iar R mic este de 5 cm. Dacă facem suma, obținem 20 de cm. Deci perimetrul triunghiului BOQ este de 20 de cm. La punctul C al problemei, trebuie să comparăm perimetrele celor două triunghiuri AOQ și BOQ.
Am văzut de la punctul A faptul că perimetrul triunghiului AOQ este egal cu suma lungimilor laturilor, deci AO care este R mare plus AQ care este R mic plus distanța dintre centre OQ. La punctul B am văzut că perimetrul triunghiului BOQ este egal cu suma lungimilor laturilor, adică OB, care este R mare, plus BQ, care este egal cu R mic, și același OQ, distanța dintre cele două centre. În cazul acesta observăm că perimetrul triunghiului AOQ este egal cu perimetrul triunghiului BOQ. La punctul următor, la punctul D, să demonstrăm că perimetrul patrulaterului AOBQ nu depinde de distanța dintre centrele celor două cercuri. Deci știind că perimetrul unei figuri geometrice este suma lungimilor laturilor, deci perimetrul lui AOBQ va fi egal cu OA plus OB plus QA plus QB. Dar am văzut că OA și OB sunt egale cu raza mare plus QA și QB sunt egale cu raza mică. Deci va fi egal cu R mare plus R mare e 2R mare plus R mic plus R mic e 2R mic. Dacă îl dăm pe 2 factor comun, obținem 2 pe lângă R mare plus R mic. Deci am obținut faptul că perimetrul patrulaterului AOBQ este 2 pe lângă R mare plus R mic. Deci nu depinde de distanța dintre cele două centre ale cercurilor, adică de OQ. Andrei vă mulțumește pentru ajutor, iar eu vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!